Domnilor, la mulți ani tuturor! Acum vine pentru o situație unică în viața ei de ziua îndrăgostiților, căutându-și Valentinul, Saveta Bogdan. They were too young to know when love was real. Doamna Saveta! Este o divă! O tigresă, doamnelor și domnilor! Bună seara, bine v-am... Vai de mine, ce flori frumoase! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Mulțumesc. Să fiți sănătoasă, să fiți iubită, mulțumesc. Doamna Saveta! Să fără niciun fel de glumă și fără niciun fel de mișto, cum se spune. Arătați foarte bine! Da, fă-i mă ceva, păi, mă, ia! Mulțumesc, mulțumesc! Și un balon din partea lui Cupidon! Da, el este... Mulțumesc, măi, Cupidon! Da. Arată foarte, foarte, mulțumesc, foarte bine. Doamna Saveta, nota 20. Sunteți un vis. Măi, nu prea am dormit azi noapte. Doamna, era emoționată, nu? Urmează o zi complicată, nu? Nu, am ajuns târziu, că am avut o cântare. Și când am ajuns, trebuie să mă scol dimineața, mă duc la un matinal dimineață. Și m-am trezit pe la 5 fără 8 minute. Aoleu, stați jos, doamna Saveta. Adorm... Să odihnească, doamna Saveta. El este și paparazzo-ul nostru. Nu sunt obosită. Păi ce dați, faceți imediat. Păi o fotografie, doamnei, ca să vedeți și dumneavoastră. Stați așa un pic, stați că nu e. Ia uitați-vă și dumneavoastră ce aparat are. Vă rog, colegii de la cameră, vă rog să vă uitați. Da, să zâmbiți, vă rog, să zâmbiți, vă rog. Fiți atenți, ia. Și cântă, doamnelor și domnilor. Ia uite ce mă răsfățați astăzi, mă răsfățați. Foarte tare, ia uite. Ia, Cupidon! Cupidon! Mulțumesc, Iane. Cupidon! Azi e rețetă cu lămâie? Nu e cu lămâie, nu? Da, doamnelor și domnilor, bine ați venit, doamna Saveta, absolut superb. Vreau să stau câteva minute să vorbim despre iubire cu dumneavoastră, după care avem ceva frumos să vă oferim, să vă provocăm astăzi. Doamna Saveta va avea astăzi o experiență așa cum n-am mai avut niciodată în viața ei, care înseamnă o experiență cu ceva anume, care înseamnă senzualitate, cuplu, iubire. Doamna Saveta, când este momentul în care a simțit dumneavoastră cel mai puternic iubire? Am simțit-o, domnul Brancu, la vârsta de 13 ani, când mi-am întâlnit primul soț. Venea la Căminul Cultural de unde sunt eu și el tot vrea să mă pupe și m-a pupat așa mai mult ca pe obraz, pe colțul gurii. Și atunci am simțit că am tresărit, că am ceva în stomac, adică ceva s-a mișcat. Nu era de la Iulian în stomac, era chiar... Erau fluturi, doamnelor. Și... Fluturașii, da. Am înțeles. Foarte frumos. Și după aceea s-a legat? După aia s-a legat. Dar mai târziu, așa că de la 13 ani, nu cred că v-a luat așa de puiet. Nu, să n-audă copii așa ceva. Cum? Sigur. Nu. Numai că s-a îndrăgostit, dar după aceea, 5 ani mai târziu, a fost foarte frumos. Doamna Saveta, mie îmi place foarte mult de dumneavoastră că sunteți o personalitate foarte vioaie, un om plin de tonus. Eu cred că multă lume ar trebui să ia lecții de la dumneavoastră. Așa este. Eu tot timpul sunt veselă, râd, glumesc, dar acum nu știm să știți că mă oprește lumea și pe stradă și îmi spune, doamna Saveta, mai râdeți, că nu mai pot când vă întâlnesc pe un post de televiziune. Dacă dau telefon la taxiu, mă cunosc după voce. Da? Da, pe cuvânt ce, doamna Saveta. Dar de unde știți, doamnă, și după voce vă cunosc, doamnă, mor de dumneavoastră când râdeți. Da, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, doamna Saveta în ediția noastră specială de 14 februarie, într-o experiență unică. Ole! La mulți ani, dragi îndrăgostiți, la mulți ani, Valentin, Valentină, astăzi este pentru voi și este despre voi, pentru toți cei care iubesc. Avem astăzi o ediție cu totul specială, roșie ca o inimă, de Sfântul Valentin, doamna Saveta Bogdan, care, vreau să vă întreb, dar câtă dumneavoastră ați fost la petreceri, dansați, cum erați, cum sunteți la petreceri? Măi, când mă duc, adică, domnul Brancu, când mă duc la petreceri, eu mai mult cânt. Am înțeles. Mai mult cânt. Dar n-ați fost și dumneavoastră o perioadă la care să fiți în civil, adică să dansați, să nu trească să cântați? Nu prea, adică mă duc și în popular, mă schimb și în civil, dar... Dacă vă luați soțul la dans, cu ce dansuri vă... Dacă mă ia cineva la dans, eu cânt. Și atunci trebuie să... dacă mă ia cineva la dans, eu cânt. Da. Eu cânt, trebuie să învârtă cu mine acolo. Da, foarte tare. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că astăzi doamna Saveta Bogdan va trăi experiența ultimilor ani. Pentru că alături de noi, în studioul, în partea cealaltă a studioului, se află
Chongor Kichi, un mare maestru și profesor de tango. Bun găsit, Chongor! Mă bucur să te văd! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație! Chongor, avem aici o bucată de tezaur folcloric, doamna Saveta Bogdan. Pune mâna pe tezaur, ai grijă de tezaur. Ce încercăm este să refacem celebra secvență din Parfum de femeie cu Al Pacino. O secvență absolut superbă. Piesa este Por una cabeza, după cum se știe. Cred că vă aduceți aminte. Ce ziceți, doamna Saveta, puteți? Păi eu știu, încercăm. Încerc. Încercăm. Doamna Saveta, vă rugăm să treceți în ringul de dans. Doamna Saveta, să fiți iubită. Avem grijă de dumneavoastră. Da, atenție mare. În rolul lui Al Pacino este prietenul nostru. În rolul tinerei domnișoare este chiar doamna Saveta. Începe nebunia de 14. Doamnelor și domnilor, înainte să continuăm dansul, vreau să... colegul Moris, Cupidoane! Cupidoane! Adu microfonul că vreau să vorbesc cu doamna Saveta un pic. Așa. Vreau să-l întreb și pe maestru Chongor. Cum este doamna Saveta ca parteneră de dans? Haideți puțin mai încet să auzim. Doamna Saveta! Cum e doamna Saveta? Cum vă simțiți? Mă simt ca la 20 de ani. Aia e treaba. Cum se mișcă doamna Saveta? Mă mișc. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. E marfă bună de făcut. Care-s primii pași, așa? Ce ați învățat-o mai întâi? O dați și pe spate, așa, să, cum dădea Al Pacino? Am învățat bazicul împreună, pas lateral, doi pași față și unul lateral. Doamna Saveta, dumneavoastră sunteți antrenată, dar nu voia să spuneți, dumneavoastră sunteți bună la tango, așa vă văd. Da, doamnelor și domnilor, din seria Tango și Bune Maniere, Moris, te rog să preiei microfonul de la doamna Saveta, să continuăm dansul. Muzica, maestro, să continuăm!
unde? Doamnelor și domnilor, foarte frumos, îi mulțumim foarte mult lui Ciongor pentru această apariție absolut senzațională. Doamna Saveta, v-au luat căldurile! V-au luat căldurile, doamna Saveta! V-au luat toate căldurile, în primul rând că am aici un tinerel. Și care mare profesor. M-am lăsat că am condusă de el, dar cred că l-am călcat pe picioare de la mănebunit. Las că îi plătim noi spitalizarea, doamna Saveta, dar ce voiam să zic, de când nu v-am mai strâns așa un bărbat în brațe, așa, să simțiți dumneavoastră așa? E, nu de mult, că am de vreo două zile. Băi, bă, băiatule, bine, doamna Saveta! Bine de tot, doamna Saveta, da, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să dea Dumnezeu la cântați-ne toată lumea. Cântați-ne ceva frumos de ziua îndrăgostiților. Cu mult drag, o melodie de petrecere. Tot îmi sunt în roiche de roșu, culoarea mea preferată. Așa e, să auzim melodia. Luați mâna de pe băiat sau dacă vrea să stea lângă dumneavoastră, cum doriți, da. Mulțumesc.